Dana Chiera este la ramp cu un mesaj tranant: am simțit nevoia să spun asta. Prezentatorul TV Dana Chiera, fost grecu, vine cu un mesaj trans subliniere anti-cetre femei, de pas subliniere te. Dana Chiera spune ce a asistat la o mulime de întâmplări în care soii unor doamne înjurau alte persoane în loc ca acestea să reacționeze, erau chiar bucuroase de un astfel de comportament. Ea spune ce a fost martor la numeroase astfel de momente, i-a tras un semnal de alarm. Jurnalistul le-a transmis doamnelor care accept un astfel de comportament ce le va veni rândul să pească același lucru din partea partenerilor lor. Dragi doamne, domnioară și femei frumoase, nu vă bucurai când bărbatul de lângă dumneavoastră se poartă ca un mitocan cu alii oameni? Am văzut nite întâmplări cu nite doamne care se tăteau la dreapta unor domni, în timp ce acei parteneri înjurau femei mai în vârstă sau înjurau bărbații ce nu treceau repede pe trecerea de pietoni. La un moment dat, cel cai din greal pe picior de o doamnă a înjurat-o, iar partenera lor era cu gura până la urechi. Vai ce a făcut al meu, ce a zis-o? Pui în vreme mai trece până va începe să se poarte ai cu dumneavoastră. Nu am niciun fel de dubiu. Deci nu vă bucurai. Încercai să taxai mierile grosoloane ale oamenilor de lângă dumneavoastră, pentru ce în scurt vreme vei avea parte de același tratament. Am si mai tine nevoia să vă spun asta, a spus Dana Chiera în debutul emisiunii Adevăruri Ascunse.